Vine pandemia să ne calmăm. Și ne învață minte. Și ne învață minte pentru că transportul trebuie să facă, nu se mai poate face la nivelul la care era înainte. Ba, poate să. Pentru că la ora actuală sunt în parcare și nu se vorbește despre asta, 10.000 de avioane. Nu mai zboară. Da. Sunt așezate într-un cadru idilic, într-unul din deșerturile mari din nisip. Și dacă nu mai zboară? Nu, sunt mai puține cele care zboară. Deci am fost obligați să ne reducem la asta. Bun. Multe altele, la fel, vor transmitem unul altuia folosind instrumentele astea. Deci COVID-ul e folosit pe post de control social? Cam așa. Opa. Și când a venit și inteligența artificială, care la doi pași, după colț aici. Da, știu, singularitatea. Atunci singularitatea, se schimbă lucrurile. Știi ce, nu trebuie, domnul Ionu? Haideți să lansăm și această poveste, că era a doua temă. Deci, ni se spune așa. Domnilor, dacă nu va mai exista foarte mult trafic, să spunem, iată, aerian, ce e așa. Salvează Greta e Greta. Deci, domnii, niște afaceri mor. Da? Și ei ne prezintă la un moment dat sărăcirea, pentru că asta urmează. Ca fiind virtuoasă. Ca fiind virtuoasă și spune, domnule, sărăcirea de fapt salvează planeta. Țin să atrag tuturor atenția că o societate pauperă este societatea care poluează cel mai mult. Exact. Putem vedea asta în orice comunitate, inclusiv comunități, le știm noi care, din la marginea Bucureștilor, care ard cauciucuri, să scoată fierul din cauciucuri și tocmai ce poluau un oraș întreg. Da? Și eu, Robert, mai am un mesaj. Da? Să moară măta, să fiți voi săraci 10 generații de aici încolo și pe urmă venim și noi. Dar deocamdată nu vrem să mai fim săraci. Mi se prezintă, repet, faptul că, domne, sigur, o să trăiți mai prost, o să mâncați mai prost, o să mergeți cu trotineta și nu cu mașina, dar va fi mașina mai electrică, bine. Electrică, doar 50 de kilometri. Exact, va fi mai bine pentru planetă. Oameni buni, orice INS are acces la baze de date care arată că societățile în care au prosperat, familiile care au prosperat, care au avut din ce cea, au devenit și mai responsabile cu mediul. Să nu spuneți mie că un sărac dintr-un sat din România este atent la reciclare. Îl doare la bască, îl doare de copaci. La bască, nu vrea, îl doare în pix unde aruncă el petul. Vă înșelați, nu e așa. Nu, eu am fost profesor de țară și știu cum e. Eu vin nu de la se țară. Arunca nimic. Ca eu vin de la țară. Era în anii 80, domnul Mironov. Când eram și la țară la bunica mea și când o sticlă din aia de plastic, dacă exista, de la sucurea, de la grecești, erau unele, era ținută vreo jumătate de an că punea bunica. Domnul Ionov, eu sunt de la țară și știu la țară cum se uite țăranul în pădure. Pe țăranul îl doare la bască de copac. El se uită și zice, din ăsta fac atâția metri de foc, din ăsta îmi fac căruță. Există doar un concept utilitarian la adresa resurselor naturale. Vă spun că sunt de la țară și știu cum să taie copaci. Știu și cum să plantează, știu și cum să taie. Îl doare la bască pe rămâne. Asta cu codrii, frate, cu românul e este cam la nivel de poezie. E hardeală, e Toma Limoș. Codrii, frate, cu românul la modul că ăla ia secera și se duce acolo. Întreaga civilizație pădura, umană nu e, frate, cu nimic. Este așezată pe rămășițele unei păduri gigantice. Da. Înainte erau păduri, codrii uriași, din care în Europa, știți că numai noi păstrăm, prin Caraș Severin, păstrăm încă codrul ăla vechi. Ei, toate astea au fost... Au intrat în pământ, s-au transformat în cărbune, vietățile în petrol și așa mai departe. În carbonifer, acum 300 milioane de ani. Și la ora actuală am cheltuit cea mai mare parte din asta. O mare parte... Permiteți-mi să vă, să vă contrazic. Nu s-a scos decât o mică parte din resursele de hidrocarburi fosile din pământ. S-au scos doar alea care au fost găsite și care au fost căutate. Sunt măsurători care spun mai este suficient cărbune, mai este suficient petrol, încă nu l-am explorat. Deci mai ardeți foc, băieți, veniți aici, turnați, hai să aprindem focul și unde au fost înainte codrii, de spuneți dumneavoastră, înaintea codrilor a fost 3 metri de gheață. Când a fost mai bine, când au fost codrii sau când a fost gheață? Sahara, acum 5.000 de ani, fără niciun fel de influența antropică, a fost o câmpie verde. Și pe urmă s-a deșertificat fără niciun fel de influență din partea omului. Acum 3.000 de ani. Sau mă rog, acum 7.000 a fost verde, acum 5.000 a fost... Sunt cicluri naturale. Sunt cicluri naturale. Asta este întrebarea. Nu cumva noi ne agățăm de niște cicluri naturale suficient de insuficient înțelese, pentru că sistemul global este atât de complex încât nu înțelegem toate ramificațiile, toate consecințele și folosim această încălzire globală pe post de bâtă politică? Noua maniere de shaming
După ce a fost shaming-ul cu drepturile omului, a venit shaming-ul cu corupția și acum vine shaming-ul, băi țărane, băi române, ia stai tu pe fundul tău și nu-ți trebuie ție mașină și Mercedes. Doar noi avem voie la Mercedes. Înțeleg, vă temeți de amenințarea unor, eu știu, unei noi clase de politicieni, că despre asta. Despre asta este vorba, care da. E cea care se poate naște în urma unui... S-a născut deja. Cu adevărat, sau s-a născut deja, în urma unui cu adevărat marș ecologist pe care... O nouă păcăleală, o nouă harneală geostrategică. Da. Bun. Dumneavoastră nu vă temeți? Nu. Nu? Din potrivă. Eu cred că, din potrivă, dacă un om ca Angela Merkel se implică cu adevărat în ceea ce știe ce poate să facă, să crească politicieni și dacă, din cunoașterea pe care o are ea, de departe cel mai bun om politic al ultimilor 30-40 de ani, poate să apară o clasă care să fie mai responsabilă, care să fie capabilă să înțeleagă și sociologie, psihologie, dar și mecanismele de funcționare ale gadgeturilor în care ne aflăm. Dată la umbra Angelei Merkel n-a crescut nimic. Singurul care crescuse la un dat și era considerat delfinul, mă rog, în așa, poate a murit, la umbra a murit în condiții foarte bizare în urmă cu vreo 10 ani de zile. Dacă Angela Merkel a bătut palma cu Rusul, cu Putin. Dar haideți să ajungem la încă o afirmație pe care ați făcut-o cumva în emisiunea de data trecută, domnule Mironov, și care a născut, sigur, pe de-o parte ironii, pe de-altă parte semne de întrebare ce ați vrut să spuneți. Dumneavoastră pomeneați la vremea aceea despre oamenii care ar trebui să ajungă la un moment dat chiar să pună, nu știu, să crească, să stea în copaci, de fapt să aibă să locuiască în copaci. Și vorbeați, de fapt, despre această chestiune cu panourile solare, că de aici plecasem cu discuția atunci, care ar trebui puse pe case și că am putea face treaba asta și în statele din România. Și vă spuneam, Mirel, cred că la momentul la unde naiba să pui pe niște case din statele românești când abia mai rezistă acoperișul de tablă pe ele, unde să pui în momentul de față panouri solare și cam cum să faci când ele nu au apă curentă. Deci pui panoul solar, dar ce naiba faci cu el? Că la teoretic ar trebui să poată să încălzească o instalație de apă curentă. Ea n-au, sunt la fântână, e complicată. Bun, cât sunt? 30%? 40%? Jumătate de țară. Da. Nu sunt chiar jumătate de țară, sunt mult mai puțini. Okay, mult mai puțin. Eu cred că în multe locuri la sate lumea s-a așezat. Principala problemă acolo unde satul... primarul a fost luptător și a avut în jurul lui oameni, s-au făcut și canalizare și principala apă. Principala problemă a satului e că se depopulează și toată lumea se mută la oraș. Și asta se poate întâmpla. Bine, mersul spre oraș este inevitabil. Inevitabil, așa. E trecut de 50% da, populația lor și se îndreaptă spre 60% cu binefacerile pe care le pot lua. Și cu bătăile de cap. Da.